le plimbați de la unii la alții și faceți exercițiu în felul următor. Ia omul ăsta și îl țin aici, în general la flex, da? Ca să intru în contact cu energia acestui obiect despre care nu știu ce este, nici eu nu mai știu ce este, acum am notat pe o listă. Și văd dacă, pun întrebare, este benefic acest obiect pentru mine, știi? În general, dacă sunt chestii de mâncare, de exemplu, ca să nu cedăm tentațiilor, putem să ne întrebăm, băi, e bună chestia asta pentru mine sau nu e bună? Sau cum ai fost așa? Așa, urmarea? E bun tiramisu ăsta cu ciocolată. Poate să fie, de exemplu, eu am testat pentru mine să-mi iau șampon. Păi rasa dacă faci asta, nu faci chestia asta. Că sunt atâtea sortimente că nu găseam niciunul. Știi că mă duceam numai la alea, organice, bio. Făceam, e bun șamponul ăsta pentru mine? Nu mă spate, mă duceam, nu mă spate. Factor, nu mai fac chestia asta la șampon, adică e exagerat. Dar eu făceam ca să exersez, în sensul să mă joc cu lucruri. Nu-mi pasă dacă am luat ceva greșit, că mă costă nu știu câte, 2 lei, 3 lei, 10 lei. Faci cu lucruri cât mai banale. De ce? Ca să ai încredere în momentul în care o să vină întrebarea aia. Frate, am oferte de job pentru tine în altă țară, în alt oraș sau nu știu ce. Mamă, și atunci e atât de multă presiune încât nu te ajunge doar mintea, știi? Și te duce în ce fac numai de noaptea, liste, vorbești cu nu știu câți oameni. Tu dacă ai sta așezat în corpul tău și ai simțit, ai ști ce să faci, mă, ți-e frică. Și atunci când tu ai exersat cu obiecte, cu cuvinte, cu da, cu nu, cu tot felul de astea, cu șampon, cu vitamina C, nu știu, te duci și ții suplimente. Care sortiment e mai bun? Corpul tău știe, dar dă-i voie să-ți vorbească. Și de asta ne jucăm cu tot felul de trăznăi care n-au miză mare, exersând asta în fiecare zi, pe cât posibil, ajungem să simțim imediat și nu mai avem îndoială. Bă, mi s-a părut, nu se poate. Cum să am eu încredere că mă duc așa, așa e, ești nebun? Adică să fim serioși, să fim logici, raționali. Dacă eu știam ieri. Pe? Pe ce ai asta? Acum știi. Nu spun să ignorăm raționalul. Nu spun că, băi, să fim complet duși cu capul și să nu. Că, na, e bine, poate mânca ceva nasol și o să-ți spun altfel. Ideea este să găsim o armonie și să validăm din mai multe surse. Dar, până la urmă, sursa aia finală să fie ce spune inima noastră, că simțim. Altă formă de a simți dacă ceva e bun pentru tine. Simți că ai energie, simți că ai așa, știi, băi, mă pregătesc să mă duc la prezentarea asta și îmi vin idei și îmi fac exerciții și nu știu ce, înseamnă că ceva. Am o prietenă foarte bună, mi-a povestit, părea Luca, mi-ai zis tu cu intuiția, că a venit la atelierele mele și eu mi-ai zis tu și am făcut exercițiile. Și fii atent, m-a sunat și cine, să mă duc la o grădiniță. Eu nu lucrez, mă, vine cu copiii ăștia, sunt prea mici, dar am simțit că nu-i pentru mine. Că tu mi-ai zis că simt, da. Și ce? M-am dus, și cum a fost? Groaznic! Au plâns ăia mici, tantrum, radicinea. Am zis, nu mă mai duc, i-am scris în pare. Vezi, am învățat, asta e, știi? Adică avem nevoie și de astea ca să ne confirmăm. Că nu înseamnă că o să avem întotdeauna dreptate. Avem nevoie de lucruri care sunt super nașpa, ca să ne simțim după aia să ne dăm. Băi, cum am simțit? A fost ok sau nu? Știi? De aici ne dăm seama, privind uneori înapoi. Idealul este să nu mai fie nevoie să privim înapoi cu vânătăi, da? Emoționale. Unor și fizice, ce niște, Doamne ferește, ai mai. Și să le putem, uite așa, să navigăm ca niște, nu știu, ape curgătoare prin viață. Bun. Deci, ce o să facem cu asta? Are toată lumea pe ceva cu care se scrie? Da. Cine are? Fiecare persoană trebuie să aibă să-și scrie, că eu o să vă zic la final ce s-a astea. Și fiecare să trimis cât un obiect. O bucățică de hârtie. Avem și noi. Cine are nevoie de foaie? Eu. Deci nu scrie mult. Ideea e că... Pune întrebarea... Să se plimbe obiectele astea lângă voi și o să fie care în rândul lui. Ia obiectul și pune întrebarea. Andrei, ai nevoie și de... Ia benefic pentru mine. La modul ăsta, da? Și vezi ce se întâmplă. Dacă mă duc în față sau dacă mă duc în spate. Și notez. 1. Față. Da, da, sau, da, sau, da, sau, da, sau nu.
hainele. Am o întrebare. Dacă ar trebui să fie o miză aici, pentru că toate exemplele pe care le-ai dat erau o miză. Era ceva important pentru mine să iau o decizie, nu stricam burta dacă nu cam nu știu ce, dar cu fata a fost revinut. Adică să fie conștient. Da, nu întreb dacă este o miză, că asta păi poate mai de ce e în pachet? Păi de ce e în pachet? Păi de ce e în conștiența. Întotdeauna există o miză. Provocarea noastră este că sunt mize mari în viața de zi cu zi. Ce facem într-un mediu controlat, ne jucăm fără miză. Ca să putem să avem încredere. Și să vedem, băi, încă nu sunt calibrat. Da? Deci nu sunt calibrat. O să vedeți, poate, unul o să vă iasă, mă, stai, nu pentru mine, de fapt nu e bun. Știu că de fapt nu e. Și o să se întâmple chestia asta. Sau vă dau, o să vă dau după aia niște cuvinte, niște postituri cu niște cuvinte. Cuvinte la vibrații, da? Și vedeți, o să fie niște emoții acolo, vă zic de acum, ca să știți. Și poate să vedeți că m-am dus în față și erau chestii negative și cap, nu știu. Nu o să vă iasă de la început, dar oamenii cu care am lucrat, care au venit super deschiși, care au lucrat, și au ieșit toate existant, prima dată, nu știu data. Alții care erau mai așa și așa, voi mi-a ieșit bine. E ok, e normal, acum exersezi, când dai la teori, o să vezi că nu e. Și tocmai așa începeți să te calibrezi, de asta facem. Calibrăm. Exact, și ne jucăm, adică nu te stresați, nu se ducă nimic, nu ne concediază nimic. La modul. Deci asta trebuie să vă notați. O să fie 3. Da, sunt de la 1 la 3. Și le dau... Nu, nu, ele, pe ele scrie 1, 2, 3. Și voi vă notați. 1 da sau 1 nu. 2 da sau 2 nu. Asta o să vă notați ca să verificați la final, să vedeți ce era în ele și cum a fost parcurs. Și le dăm de la unul la altul, exact, am câte după ce verificăm. Da, până după ce termină toată lumea, deci încep cu astea de unul, da? Aici o să le dăm mai la unul, doi. Da, 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 exact cum am făcut un exercițiu. Și... aici sunt trase și doi. Și de aia se treacă de la... Așa. Așa, doi. Dacă și aflați, perfect. Adică... Dau mai departe? Da, o să dai mai departe. La cei care n-au avut sau... Trei, trei. Hai să fie cât de cât încerc să fie o logică, deși nu prea mi-e o singură dată? O singură dată, fiecare, deci la fiecare trebuie să treacă să primească 1, 2, 3, da? A, deci poate eu nu trebuie să treacă până la toată lumea, dar face super rapid, nu stați să vă... Da. Relaxăm. Deci cea mai bună, 2 sau 2? Exact, vă știți. Exact, și vă dați de la unul la altul, după ce ați făcut. 15? Perfect. Picioarele de colțar, da? Da, deci reveniți la exercițiul de dinainte, da? Inspirăm, expirăm, ne centrăm pe neutru. Și ce tare? Puteți să spuneți în gând. Puneți întrebarea mentală. Băi, e bună chestia asta pentru mine? Sau, da, deci asta ar fi întrebarea. E benefică chestia asta pentru mine? Așa, notați, fac, dați mai departe. Notați, dați mai departe. Trei, da. Așa, hai. Dar tu le faci? E scris să seama. Da, cereți ce aveți nevoie. Dați-le rapid, ca să nu... Ce nu mă rog. Eu am. Doi e doi. Deci, eu nu mă rog. Hai, trebuie să meargă rapid ăsta. Unu? Da, unu. O să ajungă apărinta cu trei. Cine vrea un unu? E acolo. Cine vrea trei? Am nevoie de 2. 1, 2, 3, vreau 2. 3, de 2, 3. 3, 1, 3, 2, ceva. 3. Cine are 2? 3, 3? 3, 3. Cine vrea 3? Hai, faceți schimb. Vă dați de la frate, nu dați? Eu mai vreau 2. Cine vrea 2? De la 3? Și eu vreau 2. La mine este 2, când dau imediat. 2, 1? 1, 2, 3. Poate fie și neutru, să n-ai niciun dacă pui neutru, dacă nu e... Înseamnă că... Mai aveți un 2? Da. E ok oricum. A terminat toate? Mai aveți? Când ați...
Nu înseamnă că ne anulăm ideea, da? Ideea este că sunt exerciții.
și prin care putem să funcționăm ca un întreg, da? Și zicem, bă, vine chestia aia. Ok, o și analizez, de aia să văd corpul meu ce e. După aia sunt liber să iau decizia pe care o iau, adică nu înseamnă că dacă sunt întrebări. Mă gândesc că dacă analiza este confuză, atunci te folosești de un personaj de intuiție. Da, exact. Cumva, știi, mă, chestia când e da, mă, e da, din toată inima. Asta vreau să ajungem să trăim din da-ul ăla, în care ne dăm voie să-l simțim și nu ăla care, măi, nu. Chiar dacă nu e jenă, nu vreau să se supere, știi, să învățăm să spunem da și nu și să rămânem centrați. Și că spunem da sau nu mulțumesc, într-un spațiu ăsta de centrare și iubire, știi, adică poți să te superi pe mult persoana aia, dar aia e, știi, adică înveți că e mai important să am eu grijă de mine și de spațiul meu. Nu înseamnă să fiu o egoistă nenorocită care, știi, nu interesează de nimeni și nimic. Și din contră să acționez cu compasiune și empatie, dar să am grijă și de mine. Și mai ales femeile, probabil multe dintre voi, suntem învățate cu sacrificiu, cu pentru alții, tu pune pe ultimul loc, nu știu, așa am primit eu model. Și am lucrat foarte mult ca să inversez acest model, știi, să... Ca să ajungem aici, nu mai avem. Ca să ajungem
ajungem aici, de fapt, trebuie să exersăm în constant, să ne le confirmăm, să ne le validăm și după aia putem să... Exact. Mi-ai și mie fix pe dos, acum nu înseamnă că eu trebuie să iau varianta fix pe dos. Nu, înseamnă că atunci când faci la modul ăsta, înseamnă că tu încă nu ai dezvoltat asta. Exact. Eu am făcut atelier, de exemplu, 3 întâlniri la 2 săptămâni. Ca să aibă lumea timp între... și am și alte exerciții, adică asta doar ce am pus să facem în contextul ăsta. Și la fiecare întâlnire lucram la un tip de exercițiu și 2 săptămâni le-am mai dat ceva de un exercițiu pe care și eu mi-l fac fiecare dimineață, cu un cerut îndrumare, cu chei, cu, mă rog, desenat, scris și am oameni care îmi zic, băi, dar e super tare și când nu-l fac îmi dau seama că așa și când îl fac, într-adevăr. Adică astea le fac... implică mult și scrisul, și corpul, și exerciții de genul ăsta. Dacă nu faci nimic, nimic nu o să se întâmple. Adică am oameni care au venit, așa au venit, așa au plecat, și oameni care am făcut un grup pe WhatsApp în care împărtășeam, uite, am făcut asta, am făcut asta, știi? Și au zis, mamă, deci a fost wow, adică, într-adevăr, sunt mai centrat, știu, îmi dau seama mai bine. Ține de voi. Eu pot să vă dau niște instrumente pe care eu le-am testat și le testez în continuare pe mine, în primul rând, și apoi pe oamenii care lucrez. Și vedeți ce faceți voi cu ele. Adică eu am vrut să vă dau așa un mic test ce ar însemna din perspectiva mea. Nu este singura, nu e adevărul, nu este adevăr absolut. Asta e din ce am făcut până acum și experimentat și ce mă ajută pe mine. Ce o să descoper peste un an, habar n-am. Tot doar ceva, nu știu. Da, mă lasă prinsă. Adică o să mai învăț chestii noi, o să mai... Dar deocamdată, practica asta zilnică, în care ți-ai timp cu tine. Eu fac, de exemplu, și free writing, journaling, da? Scrii dimineața, arunci acolo tot ce e, sau seara, sau și dimineața și seara. Meditație, că stai în liniște 5 minute, că faci un pic de yoga, că ești la alergat. Ideea e să avem grijă de corp și să ne conectăm mereu cu el, adică să îl întrebăm, băi, ce faci, ești bine? Da? Cum suntem? Că suntem numai în calculator și suntem cu ochii acolo, suntem, să nu mai... Nici nu știm, ne e foame, ne e sete, hai să zic la baie, n-am făcut pipi, adică chestii de-astea mă trezesc deconectată complet. E bine să fii și în momente de alea de slow, când ești în creație, dar să nu stai prea mult, că după aia vor spune, oameni, am și eu nevoie. Prănește-mă, hidratează-mă. Și în același timp, din ce ați văzut, vă spune lucruri, fără ca voi să știți conștient. Că atunci când știi conștient, zici, băi, l-am influențat eu. Când habar n-ai ce-i acolo, ce să mai... Nu știu, el știe mai bine. Și să avem încredere în întregul ansamblu, fără să desconsiderăm nicio parte. Nici mintea, nici sufletul, nici corpul. Cam asta. Mulțumesc foarte mult că... Dacă ești să întrebări. Da, dacă sunt ceva... 5 minuțele da? Întrebări. Că ne-am întins. Aveam nevoie să ne întrebări. Ne-am întins, a fost interesant, deci da. A meritat să ne punem. Da. Dacă aveți întrebări, dacă... Nu cred că la un moment dat intervine și autosugestia. Știi, pentru că toate mișcările corpului sunt mișcări care sunt date subconștient. Și dacă eu cumva, adică, se convinge că pentru unele persoane este util exercițiul acesta, dar sunt unele persoane care, de exemplu, poate să-i dea seama foarte simplu fără nicio mișcare. Posibil. Mă gândesc că, nu știu, dacă tu ești foarte hotărâtă, de fapt, e tot mintea, dar nu neapărat intuiția cea că care îți spune că nu e pulsă pentru tine sau nu. Numește cum vrei? Poate să fie... Păi nu, că vorbeam de minte sau de intuiție. Păi cumva, știi, noi în partea ta lumii, noi facem aceste departajări. Dacă te duci în partea estică, în tradiții indiene, chineză, așa, ei nu prea fac diferențierea asta ca noi, știi? Adică mintea e peste tot. Dar vorbim de mintea aia rațională ca să putem să înțelegem aceste concepte, să le să le internalizăm, să fie un pic de ordine. Intuiția cred că se simte. Are nicio treabă cu rațională. N-aș ști să definesc, dacă m-aș gândi la intuiția, spun doar așa am simțit. Este ceva ce am simțit, deci nu are nicio treabă într-adevăr. Nici, nu știu, poate că nu mă relaxez, poate, dar eu în acest exercițiu cred că exact ce spune, este autosugestie, este automat și raționamentul. Și lăsăm la o parte că mă pot relaxa, nu e vorba de asta, dar nu cred că atunci este intuiția, că răspunde intuiția. Intuiția se simte și nu... Păi o simte în corp.
asta e ideea. Da, asta, asta pot să spun că simt, dar e să nu să decelez eu senzațiile din corp. Nu, nu sunt formă atât de... Adică să pun o întrebare despre un obiect și atunci nu, intuiția vine pur și simplu. Poate chiar când nu te aștepți. Sunt sute de mii de forme de... Ai intuiția aia, exact cum am zis, despre ceva unde te duci, ceva ce să faci. Ai o chestie pe care o exersezi la modul ăsta. Asta e o găserniță, un exercițiu. Te-am zis, de a te juca și de a da voie să simți în corp. Eu ce mai fac la ateliere este să scriem pe foaia de hârtie, bazându-ne pe experiențele anterioare, cum e când ești foarte fericit și aliniat, da? Eu că suntem aliniați și fericiți. Și să ne simțim atunci, să ne ducem în experiențele alea și să vedem, păi cum se simte corpul meu? Și să intru în starea și să vorbim. Dar ea nu este intuiția. Am relaxare. După gândirea mea, intuiția nu are nicio treabă cu experiența. Păi unde simți? Prin ce simți? În interior nu are treabă intuiția cu experiența. Experiența a ce? Aceluiași lucru întâmplat? Experiență ce? De situație? De la ce ne referim la ei? Ce fel de experiență înseamnă cuvântul când îl pronunți? La ce te gândești? Nu, cred că dacă ne ducem într-o... E un exercițiu mai complex pe care trebuie să-l faci ca să-ți dai seama de modul în care simți în corp. A, e vorba de experiența de a simți. De a simți, exact. A, nu experiența situației. Nu, nu, nu. Ce s-a întâmplat într-o situație asemănătoare. Nu. Doar de a simți. Experiența de a simți. Dar să dai seama, exact, pentru că tu zici tu simți, dar oameni care nu simt. Am înțeles. Ok. Adică nu vedeam o legătură între experiență și intuiție, că nu are nicio legătură. Chiar dacă sunt situații similare. Intuiția nu are nicio legătură cu realul. Cu... De... E ceva... Ideea e să te duci în corp și să deblochezi corpul, pentru că corpul este modul cel mai evident, exact cum ai zis, am simțit. Eu să explic intuiția, cum o văd eu, poate înțelege altcineva, că eu nu am înțeles exact de spus experiență de mult avea acum. Intuiția e atunci când eu reacționez, într-un moment în care nici măcar nu m-am gândit, pur și simplu am reacționat și apoi îmi dau seama că am reacționat bine, că am anticipat acel lucru. Da. Asta numesc eu intuiție. Atunci când faci ceva, fără nicio... n-are nicio treabă cu raționament. Asta a fost un impuls, a fost ceva care pur și simplu... Da, 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 în momentul în care tu faci genul acesta de... exerciții, bacul șamponul, bacul nu știu ce, adică ce treabă are cu intuiția? Ok, poți să le exersezi de acord cu tine, dar... O iei cumva de la coadă la cap. Deci când tu ești aliniat, când intuiția ta vorbește, tu ai anumite... Uneori e un flash, pur și simplu, și nu, nici nu gândești. Da, aștept să se întâmple ceva, aștept să se întâmple o chestie corporală, adică tu cumva aștept să se... Ori dacă te relaxezi, clar că ai avea o oscilație. Adică nu văd unde este intuiția aici. E modul corpului de a vorbi. Adică dacă ești de acord cu teoria asta, că poți să nu fii de acord și să nu iei. Exact. E absolut ok, nu zic că e. Eu găsesc că intuiția ți este ceva ce-ți vine. Pur și simplu, ți este trimis, iar tu ești deschis și ai primit. Și ai primit. Da, exact. Pentru exact. Că ți se trimite de atâtea ori și nici păcat de... Exact. Da. Da. Și realizezi ori mai târziu, ori... Exact, de fapt, tu încerci și prin exercițiile astea, cred, să dezvolți în fiecare a simți. Sensibilitate, exact. Okay. Să te deschizi, asta ce zici, să cobori din minte, cumva, adică când ești foarte în minte, poți să ai... Pentru că dacă deja simți, nu am nicio... Adică nu poți să asociezi exercițiul cu intuiția. Asta zic și eu. Dar nu este o chestie de, domne, din modul prin care tu poți să-ți accesezi partea de inconștient. Da, dar nu știu, dar prin corp. Ce se realizează? Tot mai multe informații. Legătura este ceva telepatic, părerea mea, n-are nicio legătură cu corp. Este una dintre ele. E una din manifestări. Da. Deci e una dintre manifestări. Modificarea trupului în intuiție. Este nivelul, alt nivel. E next level. Nu știu. Eu spun că... Nu, dar este următorul nivel. Eu asta zic, acum este la nivelul de începător la care lucrezi ca să începi să-ți dezvolți sensibilitatea corpului. Ajungi și ai momente în care nu e nimic de corp, pur și simplu îți vine chestia aia și ai făcut. Exact. Dar asta face parte din puzzle-ul ăsta, adică nu se exclud una pe alta. Nu, asta e greșită, asta e corectă.
declinări ale aceleași abilități ale noastre de a fi receptiv și de a simți ceva de mai de sus. E ca și cum sinele meu superior, care e conectat, îmi dă mie mesaje. E clar că tu spui ceva, eu gândesc altceva și atunci trebuie să găsim calea aia de... Băi, mă știu după că acum cred că au nevoie fetele să știu. Recomandă-ne niște autori unde am putea să, pe care am putea Sonia, să citim. Sonia Șochet. Sonia Șochet. Să avem timp să... Da, să citiți, să vedeți. Rumeau mai mult informații. Puteți să primiți sau nu, adică iarăși nu, adică asta e adevărul, eu așa, îi spun instrumentele pe care lucrez eu și rezonează sau nu rezonează cu voi. Absolut ok, adică nu. Șochet, cum scrie? Sonia Șochet. C-H-O-Q-E-T-E. Da. Și are ceva origini românești. Dar David Bowman, scala conștiinței și de la el vine exercițiu de chestiuni. Da, sunt... De el îl desarează. Da, scala conștiinței de la el. E folosit de mai multe. Dar el a făcut. Da, și asta cu... Asta cu, mă rog, să zic așa. Adică ăsta e primul nivel în care învățăm să fim mai receptivi. Dar acum îți explică exact care e rolul acestui exercițiu. Uite, la David Hawkins, să mai citiți. Sonia Șochet, David Hawkins, mai este o abordare mai științifică așa a lui, în cartea Blink. Blink. Da, a lui, cum te-am văzut? Nu Goldman, că ăsta e cu decența emoțională. Blink. Diamond. Am un lapsus. Da. Marco? Marco Gladwell, da. Marco Gladwell, Blink. Cred că așa a rămas și în română. Și iarăși îți dă exemple de situații în care e mai ok să mergi cu partea asta și e mai ok, de fapt, să mergi cu partea rațională. Sunt studii făcute cu oameni care vreau să cumpere de la cheia ceva ieftin. Da. Și era complet counterintuitiv, știi? Adică ăia care au făcut decizii legate de un obiect ieftin, intuitiv, cumva au greșit. Alții care au făcut decizii la modul ăsta, alegând dintr-o grămadă de obiecte, dar de alea foarte scumpe, aia au fost mai mulțumiți pe termen lung, știi? Adică, dar puteți să citiți studii, cărți și să vedeți și luați fiecare ce pentru voi. Eu foarte și rezonez. Din experiența mea, eu am rezonat cu asta. Sper să ajung la varianta aia de third eye, nu știu ce, care citesc și tot și telepatie. Vreau să întreb doar ce se întâmplă numai în metod. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Avem 10 minuțele.